așa zise, șpalier din lemn. Mai avem câteva rânduri, nu multe, ca să putem pune șpalierii. Dar numai în perioada asta se poate, căci e umed pământul și putem scoate. Altfel, când e uscat, nu mai scoți lemnul, se rupe, deși e de stejar. Deci, e o pildă aici, lemnul cât rezistă. Deci nu recomand, a fost o soluție de moment, dar nu ține. Ei, într-adevăr, e foarte scump, foarte, foarte scump șpalierii de metal, dar totdeauna ceea ce e scump e bun. Să învață omul mai repede sau mai târziu pe pielea lui. Deci,